cu lucrul ăsta, sincer acum. Credeți că asta este un comportament normal din partea dumneavoastră? Vreau să știu cum vă numiți, vă rog. Vreau să știu cum vă numiți. Haideți, domnule, să faceți un buletin, domnule. Bine, eu vă înțeleg că sunt stresat. Vreau să știu cum vă numiți, vreau să fiu sincer împotriva dumneavoastră. Dar am și eu un comportament. Asta nu se numește. Am greșit. Doi dintre învinuiți sunt procurori pentru a căror arestare CSM și-a dat avizul aseară. Al treilea este un fost judecător de la Instanța Supremă și fost membru CSM. Apărătorii au reușit să-i scape de arest, invocând excepții procedurale. A respins cererea de arestare preventivă și a înlocuit-o cu măsura interdicției de a părăsi țara. Cum comentați decizia magistraților? S-a făcut dreptate. S-a făcut dreptate. Dar la cea a procurorilor? Copii teribili, copii teribili care folosesc DNA-ul pentru lupte politice. Decizia de astăzi a Instanței Supreme nu este una definitivă. Procurorii anticorupție au atacat-o deja cu recurs.